Am ajuns la el printr-o nevoie pe care o resimțeam toți în 2005 când ne-am apucat, și anume de a avea în jurul nostru mai multe modele de oameni care conduc prin felul în care relaționează cu ceilalți oameni. Adică noi n-am vrut să producem de la bun început o schimbare în, eu știu, setul lor de competențe specifice profesionale, că erau toți plini de traininguri pe tema asta. Însă simțeam, mai ales interacționând cu oameni care veneau de afară, că dincolo de sub ele sau deasupra acestui tip de abilități, afară se construiește o țesătură de asta de soft skills, cum le numesc ei, care țin de abilitatea de a îl conduce pe cel din fața ta, indiferent de meserie, de natura organizației, și astea se educă într-un fel care nu era prezent în educația formală românească nicăieri, nici la grădință, nici la școală, nici la facultate. Noi ne-am uitat la creativitate mai puțin în sens publicitar, în sensul în care îți vine o idee și creezi o reclamă sau un design, sau așa cum e de obicei asociată creativitatea. Ne-am uitat la creativitatea asta interioară. Să mă uit în mine și fie să descoper acolo lucruri noi, fie să mă uit la aceleași lucruri, dar uitându-mă cu alți ochi, să fac altceva cu ce am înăuntru. Un lucru mai bun pentru cei din jur. Și în sensul ăsta, sloganul pe care l-am ales al asociației Expresia Educației, asta și spunea. Prin accesul la o educație diferită de cea pe care l-am văzut-o până acum, să-mi pot exprima bunul, binele pe care l-am înăuntru mai convingător, mai cu un impact mai puternic, așa cum mi-l doresc. După prima serie am constatat chestia asta, chiar după prima serie, când patru cursanți ne-au zis că în seria a doua vor să ne trimită nevestele. Asta a fost un semnal foarte clar că s-a întâmplat în cursul ăla ceva în plus față de ceea ce noi ne-am propus. Pe lângă că și-au trimis și colegii, asta ne așteptam și ne doream. A fost că au zis, domnule, aici mi s-a întâmplat un lucru pe care eu dacă îl povestesc, unul am vreau să-l împărtășesc cu cine am acasă, dar dacă îl povestesc, nu se leagă ca aici, nu pot să produc impactul, trebuie să vină și să trăiască tipul ăsta de experiență. Lumea asta corporatistă, de unde ne vin nouă majoritatea cursanților, e o lume care trăiește în multe planuri de proiecție. Și cursul ăsta are darul că demontează dintre ele. Spre exemplu, un plan al proiecției foarte puternic interiorizat e că e foarte important când vorbești unui grup pe care vrei să-l conduci să fii cât mai serios. Și asta e foarte valabil când ești în față. Cum ești în public, nu-ți mai pare deloc că în față trebuie să fie unul înțepenit, încremenit, care să se ia în serios mai mult decât îl ia oricine din sală în serios. Un alt palier de proiecție e că femeile trebuie să fie cât mai bărbate ca să reușească în business. Nu? Trebuie să fie cât mai puternice, cât mai agresive, dacă se poate, cât mai convingătoare prin forță. Ori, iarăși, și asta nu funcționează când ești în public. Ai vrea să vezi în față o femeie care te conduce și feminin, dacă se poate, adică cu lucrurile bune pe care o femeie le are pentru că e femeie, nu pentru că e bărbat. Faptul că o altă proiecție, că business-ul business, nu avem treabă cu chestiile emoționale, personale, asta le duci acasă. Le lași la ușă când vii și nici asta nu funcționează în viața reală. În viața reală ne place să avem relații cu oameni care au o viață personală dincolo de funcție. Adică nu e o relație la funcție la funcție. Sau nu asta e ceea ce ne dorim, că de multe ori e o relație la funcție la funcție. Dar nu asta e ceea ce oamenii își doresc. Oamenii își doresc o relație de la om la om, cu bune, cu rele, cu vulnerabilități, cu întrebări, cu dileme, cu toate pe care le avem fiecare. Și am demontat în cursul ăsta foarte multe cum să le, proiecții de astea care de multe ori nu erau reale. Adică oamenii la un moment dat chiar recunoșteau cu zâmbet, dar eu așa mă gândeam că se așteaptă lumea. Lumea nu se aștepta așa. Dar proiecția asta autoindusă și după aia construită prin experiențe din ce în ce mai puternic, ducea și încă duce multă lume în locuri fără ieșire. Creativitatea înseamnă să-ți dai voie să fii tu însuți și cea mai mare parte din probleme e rezolvată. Însă, pe de altă parte, ajungem toți la vârstele astea,
când suntem în business la un anumit nivel, 30-40 de ani, fără să învățăm vreundeva lucrurile astea. Adică nu e vina nimănui că ajungem înțepeniți și cu proiecții care mai de care mai dificil de umplut, pentru că nu deprindem nicăieri naturalețea exprimării, beneficiile colaborării, ale cooperării, ale curiozității, ale relației. Parcursul educativ e unul destul de autist, destul de reproductiv, deci creativitatea e ucisă de fașă și e păstrată moartă și îngropată toți cei 12 ani de școală. Și ieși intri într-un mediu corporatist în care ți se spune că trebuie să fie așa, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Și cum tu nu ai o reprezentare despre totuși că trebuie să fii cum ești, nu numai cum vrei să fii, apar decalajele astea pe care în curs le tratăm abrupt și temeinic. Creativitatea e o funcție de bucurie. În sistemul de educație românesc, așa cum l-am perceput eu prin băieții mei, acum unul e clasa terminată a 8-a, unul a terminat a 7-a, bucuria e un cuvânt, un concept în foarte mare suferință. Adică profesorii nu prea se bucură că sunt la școală, elevii, pe cale de consecință, nici atât. E greu să fii creativ fiind trist, adică fiind conștient de undeva unde ești că n-ai încotro. Profesorii se duc acolo și sunt prost plătiți, sunt prost tratați, au un statut deloc de invidiat. Elevii se duc acolo și învață lucruri care nu le plac, despre care nu cred că le folosesc, într-un fel care nu îi implică cu nimic. Și atunci, cumva natural, creativitatea nu poate să trăiască. N-are cum. Un semestru am predat vorbirea în public la clasa 5-a, când era băiatul meu cel mare clasa 5-a. Dincolo de succesul sau insuccesul demersului, s-a întâmplat ceva pe parcursul chestii astea, și anume i-am pus să lucreze în echipă. Ei nu mai făcuse niciodată până atunci chestia asta. M-am prins că dacă îi pun să vorbească unul singur la mulți, e foarte dificil, nu s-a obișnuit să se asculte, nu s-a obișnuit să se bucure nici fiind în față, nici fiind în bancă, și un fel în care am mediat lucrul ăsta a fost ca ei să se pregătească în grupuri, 4, 5, 6 cât erau într-un grup, pregăteau o temă de un discurs și alegeau și până unul din grup prezenta în fața grupului. Am făcut asta odată, au fost foarte mirați, nu prea înțelegeau cum adică să lucreze împreună, care-i treaba, ce să facă împreună, că fiecare e de capul lui. I-am lăsat să-și aleagă ei cu echiperii, a doua, peste o săptămână, când am venit a doua oară, iar i-am pus să lucreze în echipă, a treia oară, iar i-am pus să lucreze în echipă, a patra oară, când am intrat în clasă, erau așezați pe echipă. Deși eu nu mai intenționam să mai lucrăm pe echipă, mi se părea că am trecut de etapa aia. Și m-am dus în fața clasei și am zis, de ce să vedeți pe echipă? Și am zis, păi cum, vreți să lucrăm pe echipă? Ne place foarte mult să lucrăm așa, e mai bine să lucrăm așa, decât să lucrăm individual. Adică ei găsiseră o bucurie în a coopera, în a face un lucru împreună. Dar acolo încolo puteam să creăm. Am zis, fain, super, stați pe echipă, hai să vedem ce facem acum. Lucrurile astea care par foarte simple sau pot părea simple povestite, pentru că nu sunt parte într-un mecanism care să implice bucuria celor care participă la demers, nu dau rezultate. Oamenii sunt mai degrabă blazați, sunt mai degrabă plictisiți, mai degrabă nelămuriți despre de ce sunt acolo și ce ar putea să obțină benefic în viața lor cu ce fac acolo. Nu cred că creativitatea poate să trăiască vreundeva în lipsa bucuriei de a o trăi. Am metode în care mă strânesc pe mine și ca să zic când sunt mai eu cu mine și am metode în care mă strânesc pe mine când sunt cu alții, când lucrez împreună cu alții. Eu încerc să mă uit la ceea ce fac cât mai creativ, provocând tot timpul prima opțiune. Pentru că prima opțiune care îmi vine de obicei e una care mi-a mai venit. E ceva ce fac la prima mână pentru că face parte din setul meu de a trata problemele obișnuit. Și încerc să provoc chestia asta. Eu zic, ok, dar apropo de scris, aș putea să scriu chestia asta altfel? Aș putea să mă gândesc la un alt unghi de vedere care să nu fie cel obișnuit cu care eu sunt obișnuit sau cel din jurul meu sunt obișnuiți? Și în felul ăsta trag de mine. Când lucrez în echipe, lucrez și cu alții pe proiecte, am o tehnică care e
doi piloni și care de fiecare dată produce rezultate spectaculoase, pun sistematic, de foarte multe ori într-o întâlnire, două întrebări. Una e de ce și a doua e cum. Ori de câte ori pun întrebările astea în mod repetat, oamenilor care stau de vorbă sau care lucrez, apar lucruri la care nu m-am gândit și nu m-aș fi gândit dacă mă lăsai singur 10 ani. Aveam barba până la genunchi și nu puteam să scot nici măcar jumătate din răspunsurile care ies în 2 minute dacă cineva simte că îl întrebi în mod autentic. De dorință și de convingerea autentică și foarte fermă că orice am construit împreună e de adevăratele, mult mai valoros decât ce poate construi singur. Și eu chiar cred că chestia asta, cum zic, e o valoare foarte puternică în mine. Sunt absolut convins că dacă mă lași oricât de tare m-aș concentra, oricât de bine m-aș pregăti să creez o soluție pentru ceva, ea nu va fi la fel de bună ca aia pe care o creăm dacă suntem mai mulți și ne gândim la subiectul ăsta. Pentru că n-ai cum. Lumea mea e una singură. Când pui mai multe luni la un loc, apar variantele de creativitate cresc exponențial. Eu am un exemplu chiar de astăzi. Am făcut o propunere a unui client de o identitate grafică care pentru noi avea un înțeles și eram foarte bucuroși, foarte mulțumiți de ce am făcut cu înțelesul pe care l-am dat noi identității grafice. Lui a plăcut la nebunie din cu totul alt motiv, din ceva ce nu era în capul nostru. Da? Și a zis, bă, e extraordinar din pricina asta. El a văzut acolo ceva ce noi care l-am creat n-am văzut. Da? Nu ne-a plăcut din alte motive și l-am creat pe alte motive. Și din lucrurile astea două împreună a ieșit o posibilitate de identitate și de poziționare senzațională. Senzațională. El nu putea să o facă singur dacă îl lăsam 2 ani. Noi nu cred că puteam să facem singuri dacă nu lăsai 2 ani. Că nu eram tipul ăla de a ne uita la subiect. Un discurs creativ e un discurs care face publicul să se simtă altfel decât s-a așezat să se simtă. Pentru că atunci când avem un vorbitor în față, te așezi în scaun și te aștepți la ceva. Să ți se prezinte ceva, să ți arate ceva, să ți spună ceva. Ori de câte ori reușești într-un discurs să nu mergi pe acolo, ci să te uiți altfel la experiența publicului, nu la experiența ta. Adică să-i oferi ceva ce e diferit de lucrul la care s-ar aștepta, mie mi se pare că reprezintă o abordare creativă și un discurs creativ. Cea mai bună definiție a discursului public pe care am auzit-o vreodată e al lui Andrei Pleșu, care spunea, discursul public e o relație, vorbirea în public, e o relație cu celălalt, în care celălalt e foarte important. Chiar și paradigma asta în România e una creativă. Da? Să te gândești că în relația între noi doi, tu ești mai important decât mine, e o postură creativă, pentru că în general, așa cum arată și spațiul public, cel puțin, posturile sunt extrem de egocentrice. Când cineva își pune problema asta să facă ceva care să-l surprindă în mod autentic pe cel din fața lui, înseamnă că înainte de asta și-a pus foarte multe alte probleme. Și șansele să o facă sunt foarte mari. Noi vedem la Elisma. Capacitatea oamenilor de a surprinde când își pun problema să surprindă e foarte mare. Acum 3 zile, cred că ceva de genul ăsta, am auzit o reclamă la radio, care în timp m-a surprins pentru că era o reclamă la o firmă, nu mai știu cum îi zicea, o firmă de servicii astea de pază și protecție. Și ce m-a surprins foarte tare era că era pe RFI. Mintea mea asta deja era o surpriză. Ce să fac? Ce target ascultă RFI? Sau cât din targetul RFI e unul care are nevoie de servicii de pază și protecție? Și după ce procesam gândul ăsta al demersului lor, am auzit și sloganul acestei, nu știu, campanii sau firme, care a fost la finalul calupului și care era căutăm nemulțumiți. Mi s-a părut genial. Da? Genial. Ce-a. Deci, unul la mână să îți asumi folosirea unui astfel de cuvinte în slogan și doi la mână să-l pui într-o piață ca România în care căutăm nemulțumiți, te adresezi la 100% din piață.
citit de curând un citat, cred că zicea cam așa. Când cineva nu mai e în stare să râdă de el însuși, e momentul să râdă alții de el. Da? Să ai capacitatea asta, să poți tot timpul să-ți păstrezi libertatea asta de a fi relaxat cu propriile greșeli și cu propriile lucruri. Nici pe alea bune să nu le iei foarte în serios, să te consideri buric pământului, nici pe alea pe care le faci nasol să nu le iei atât în serios încât să crezi că e sfârșitul lumii. Că nu se termină lumea nici cu cele mai bune, nici cu cele mai rele. Capacitatea asta de a-ți păstra lejeritatea, n-aș zice neapărat relaxarea, că în multe lucruri trebuie să fii determinat să fii. Dar lejeritatea mizelor mi se pare foarte important. Mi se pare esențială și pentru creativitate și, în general, pentru succes. Pentru că cu cât încarci mai încrâncenat o miză și un succes, cu atât drumul până la el e mai puțin frumos. Și când îl atingi, te bucuri mai puțin.